Vă salutăm cu drag, cu mult respect. Ia uitați ce buchet în această seară avem. Cum credeți, către cine merge? Vă spunem noi, către doamna Natalia, care astăzi împlinește 80 de ani. Începeți la mulți ani în continuare. Azi e ziua ta, mătușă, și cu dragoste mă închin. Bună seara, bună seara! Vă salutăm cu mare plăcere și cu respect la absolut toți cei prezenți. Toți nedumeriți, toți își pun întrebări și nimeni nu știe totuși de ce noi ne aflăm astăzi aici. Sau poate totuși cineva știe. Iară cu muzică. O să gândeam mai târziu. Ei bine, noi suntem o echipă care organizează surprize, iar astăzi, sub ținta noastră, se află doamna Natalia. Aplauze pentru mine! Presupunem că dumneavoastră sunteți doamna Natalia. Mă uit așa la dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, aveți emoții? Nu, leacă de emoții sunt. Principalul lucru e să fie constructiv. În fiecare zi ne confruntăm cu multe emoții, dar trebuie să le tratăm ca atare. Noi suntem siguri că astăzi o să vă dorim emoții frumoase, amintiri plăcute, căci în spatele lor stau persoane care vă iubesc extraordinar de mult și țin la dumneavoastră. Ați ajuns astăzi la o vârstă admirabilă, la o vârstă chiar de invidiată, și anume la 8 și 0, la 80 de ani. Și meritați multe aplauze! Natalia, atunci când auzim că un om a ajuns la 80 de ani, ne creăm o impresie că el e puternic, e curajos, e credincios. Aceleași lucruri le putem spune și despre dumneavoastră. Dar mai adăugăm că sunteți o doamnă minunată, cu inimă mare, cu un zâmbet care emană căldură și cu niște ochi strălucitori. Iar noi vă dorim ca ochii în continuare să vă strălucească de fericire, inima să vă bată tare doar din cauza momentelor fericite. Ei bine, ați ajuns la o vârstă când nu mai timp despre avere, despre bani, despre o situație financiară extraordinară, dar noi vă dorim să atingeți și să obțineți tot de ce aveți nevoie pentru bucurie, tot de ce aveți nevoie pentru iubire și tot de ce aveți nevoie pentru la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Dar mai tare, suntem la cantine. Auzi, știi cum la cântecul ăsta spune mai departe? Zice, dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, cel ce-a pus vinul pe masă, la mulți ani trăiască. Cel ce-a pus vinul pe masă, la mulți ani trăiască. Și acum începe. Începem cardul, dar vinul pe masă. Doamna Natalia, am venit astăzi la dumneavoastră să știți că nu doar cu urări de bine, dar și cu câteva cadouri. Trebuie să arate cu respect, dragoste și afecțiune de cineva care vă iubește. Am spus asta și la început, o spunem și acum și dorim să trecem la primul cadou din această seară. Este vorba de un buchet într-adevăr atrăgător, format în două culori, crizanteme, violete, albe, toate pentru dumneavoastră. Parfumat frumos pentru o doamnă minunată. Poftim! Nu îl duceți departe, că avem acolo și un mesaj de felicitare. Domnul a spus mai devreme, a menționat despre vinul de pe masă, iar noi am venit totuși cu un vin spumant. Este sărbătoare, paharul sus, sus paharul, jos amarul pentru dumneavoastră. 80 de ani, 80 de grame, măcar. Multă sănătate, un ocean de sănătate, chiar și cu ce se asociază sănătatea, dacă nu cu vitaminele, cu fructele, iată că v-am adus așa ceva astăzi pentru dumneavoastră, să fie cu noi. Mulțumim!
La mulți ani dumneavoastră. Să știți că astăzi este ziua cea mai așteptată din an, cea mai frumoasă, cea mai dorită, așa că ce trebuie să facem? Să o savurați la maxim. La mulți ani! 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 La multă fericire vă dorim, la multe realizări cât mai frumoase. V-am auzit aici totuși optin. Da, mai băieți, dar totuși din partea cui. Iată că acum doresc să vă întreb pe dumneavoastră. Totuși din partea cui credeți că vine acest gest în această seară, la 80 de ani? Dar cred că la toți copiii. Dar cred că de la toți copiii. Bine, asta este prima variantă, prima presupunere. Dar ce mai presupuneți? Ce bănuieri mai aveți? De la primărie. De la Liuba, pot spune, din Italia. Din Italia, de la Liuba. Cu Sabina. Așa. Este prezența aici din Portugalia. Și chiar dacă ce vedeți, poate... Mamă, cine suna și întreba când faci? Dar nu ne-a spus. Angela? Angela, de la Moscova? Bine, al patrulea răspuns, Angela. Da. Ei, și noi nu vă mai ținem în suspans, așa că... Felicitări cu ocazia zilei de naștere, iubita noastră mătușă. Lasă visele să înceapă să se împlinească din acest moment. Norocul să vină întotdeauna la ora potrivită, sănătatea să se adauge și toate necazurile să se risipească ca ceasul vieții. Îți doresc să trăiești într-o atmosferă de dragoste și fericire, fără să cunoșteți sete. Să știi că ești o doamnă demnă de aprecierea noastră. La mulți ani! Te îmbrățișează din depărtare, tocmai de la Moscova, nepoata Angela și soțul Alex. Da. 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 Răspunsul dumneavoastră a fost fervinte, calm, ați avut dreptate, vine din partea nepoatei dumneavoastră Angela. Iar acum, după toate cele spuse, vă rugăm să-i mulțumim. Da, noi am vorbit, noi de mult. Анжела и Саша. Ой, я сфагадую, что венец ингодин июль, и вас гатится венец ингодин. Да, а сейчас вы примете нас по тут. Я вам муцмест, пентру перечитаре, пентру урерги вене. О, вы дарес тот на моей вене. Санатати, ши. А с ним дарим, макар, анун мазон, че путу в обзеч. Мир мая голо, парла обзеч, унынка я сидим. Да, корректно. Да, браво! Студия по репарации? Да. Tu mătușă pentru mine, ești a doua mama mea. La mulți ani, mătușă dragă, sănătate viața întreagă. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.